Municipiul Bălți, lăcașul democrației și ultimul rămas în Republica Moldova. Un oraș în care s-a depus efort și suflet pentru a-l schimba. Chiar dacă primarul ales, Renato Usatăi, nu a avut parte de un mandat de plin și guvernarea oligarhică a făcut totul ca el să nu poată exercita atribuțiile încredințate de bălțeni, totuși, cu greu dar s-au obținut rezultate. Vă închipuiți că după mai bine de două decenii de administrare coruptă, Renato Usatăi, în câteva luni, a eradicat acest fenomen din sistemul de gestionare, atât în primărie, cât și la întreprinderile municipale. Ca exemplu, chiar din prima lună, piața centrală a început să acumuleze la bugetul local mai mult cu 520.000 de lei, ca în perioadele precedente. Acest fapt ne dovedește că anual la bugetul municipal nu ajungeau circa 6 milioane lei. Aceste sume trebuie căutate la foștii conducători ai primăriei. Azi, funcționarii din primărie nu mai rezolvă întrebări sau să acorde servicii contra unei sume. Cetățeanul este ascultat, iar problema sa rezolvată. Sub conducerea lui Renato Usatăi, primăria Bălți a devenit cea mai transparentă APL din Republica Moldova. La această concluzie a ajuns experți Institutului de Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Astfel, municipiul Bălți este unica localitate din țară care a fost inclusă în clasa A+, conform indiciului transparenței, cu 83,5 puncte. Întreprinderile municipale au fost asigurate cu echipament și utilaje de muncă, prin ce muncitorilor li s-a ușurat considerabil lucru. Orașul a primit în dar de la Renato Usatăi 6 unități de tehnică nouă pentru efectuarea diverselor lucrări la amenajarea teritoriului. Piața centrală parțială a fost renovată. Secția de carne în întregime, secția de pește în întregime, iar până la finele anului va fi renovată și secția de brânzeturi și lactate. Toate acestea fiind asigurate cu mese frigorifice ultramoderne. Acest lucru a devenit posibil din simplu motiv că toate taxele existente sunt trecute prin aparatele de casă legal, iar sumele acumulate au dat posibilitate pentru dezvoltarea pieței. Modernizate au fost și alte piețe. Second Hand, de pe strada Pușkin, piața agricolă și de haine, cartierul 8, piața Auto Baiducova. Din 2015 și până în prezent, din propriile surse, Renato Usatăi a investit circa 23 milioane lei în dezvoltarea orașului și în proiecte sociale. Pentru procurarea tehnicii noi, terenuri de joacă pentru copii, echipament medical și instrumente, we'll be right back.
30.000 pentru proiectul Lupta cu tuberculoza, întreținerea echipelor sportive, ajutoare destinate veteranilor și copiilor, все ветераны труда Великой Отечественной получат на данный момент разовую пока, к сожалению, помощь по 1000 лей, это около 200 человек, ну вот 200 000 лей, это да. Организация целор май спектакулуасе сарбатор ди Молдова. Спасибо вам за понимание. Признайся мне, цветки в тебе еще червону руду, не шукай вечорами. Куда-то вторые нас человеческого счастья, а самое главное. În iunie 2016 a fost semnat un acord cu instituțiile de învățământ superior din Nijni Novgorod și Sankt Petersburg, prin care abiturienții din Moldova pot intra la învățat. Несколько десятков уже подтвержденных стипендий Пушкинская академия сельского хозяйства Санкт-Петербурга, как бы, которая после вместе с Тимирязевской является самыми известными в стране. То есть плюс сегодня есть более 100 детей. Либо они сироты, либо они как бы из семей с очень маленьким достатком, которым я оплачиваю образование. Включился к нашему лайву, это все наши ребята, бельчане, которые студентами, являются студентами Нижегородского университета. Который... Хочу поблагодарить ректора от имени бельчан, родителей, за теплый прием наших ребят. Până la venirea lui Renato Usatăi, Direcția Reparației și Construcție Drumurilor lua în arendă tehnica pentru lucrări. Acum, de aceasta nu este nevoie. Mai mulți metri pătrați de trotuare au fost renovate în regiunile Autogării și Stadionului Orășănesc, în preajma Universității Alecu Ruso, iar pe strada Independenței s-a făcut trotuarul pentru pietoni și parcare auto. S-a lucrat mult și pentru aspectul frumos al orașului. Renato a dăruit 1000 de tufe de trandafir, 400 de puieți de arbori. Se vede că s-a pus accentul pe curățenie. El a făcut ca întreprinderile în sarcina cărora intră amenajarea teritoriului să fie dotate cu tehnică specială, instrumente,
tot necesar pentru efectuarea diverselor lucrări. Piața Vasile Alexandrii, de ziua orașului în 2017, s-au aprins 75 de leduri noi, dăruite de către Renato Usatăi orașului. Unicul primar din istoria Bălțului, în ajunul sărbătorilor de iarnă, a oferit oamenilor nevoiași posibilitatea să aibă parte de masa de sărbătoare. Mii de persoane au mâncat gratis în cantina socială care a fost amplasată în centrul orașului, care a fost accesibilă pe tot parcursul sărbătorilor de iarnă. Iar în timpul Revelionului, municipiul Bălți a devenit o poveste pentru locuitorii și oaspeții capitalei de nord. Абсолютно все готовы. Итак, начинаем. Мы начинаем нумератора. Опт, шалте, шоссе, чинч, макро, трей, дой, уно. În memoria lui Vladimir Vysotsky, Renato Usatăi, din surse proprii, a construit un memorial, la care în fiecare an se adună fanii creației poetului. Așadar, s-au făcut multe și s-ar putea de enumera toate binefacerile pe care le-a făcut acest om câteva ore, dar se putea și mai mult, dacă guvernarea și personajele loiale nu interveneau cu diverse acte de sabotare parvenite de la ei, televiziuni, blogeri și rețele de socializare.